Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou comentariu. Doamne, zici că am fost frumos și alte, dacă mai țineți minte, în 2015, ce vremuri frumoase. Revin să fac acest tip de conținut mirobolant, care v-a plăcut foarte mult pe canalul meu, pentru că în momentul de față este o activitate extraordinară pe canalul meu. Ultimul video fiind postat cam acum mai bine 3 săptămâni și nu pot să-l las să moară în halul ăsta, deși ar fi fost o moarte sublimă și mirobolantă și nepăsătoare în același timp. În acest comentariu vom pune un subiect abordat acum mult timp, dacă sunteți veterani al canalului, pe canal, se merită să sași PC de gaming. Am ales acest subiect deoarece a trecut un an de la abordarea acestei teme și după cum știm cu toții, prețurile și componentele se schimbă de la o zi la alta. Și încă un motiv sustenabil al acestui subiect este că suntem în perioada Black Friday la postarea acestui videoclip, cum am zis. Și mai avem puțin și vine și Crăciunul, băieți. Deci vine moșul direct cu placă video, cu procesor, cu tot ce te vede, cu calculatorul, mă înțelegi. Dacă sunteți noi pe canal, probabil că nu știți că sunt pasionat de IT și că am hotărât să fac trecerea de la consolă la PC acum ce timp am trecut. Cum am luat primul PC de gaming era prin mai 2019, perioada în care prețurile erau cam piperate. În perioada aceea, cumpărându-mi placa mea video RTX 2070 la fabulosul preț de 3000 de lei sau 6 de euro pentru cunoscători. Dar după cum am mai spus, vremurile se schimbă, iar performanța recentă în jocuri pe detalii cât mai mare a devenit din ce în ce mai ieftină, deoarece se lansează componente noi cât mai ies din ultimul timp, nefiind cu mult mai performante decât cele vechi, prețul acelora vechi ajungând să devină best buy al momentului, dacă îmi permiteți această folosință. În video de azi nu ne vom lungi prea mult la vorbă și voi pune în dezbatere doar procesorul și placa video, rămânând la alegerea voastră celelalte 5 sau 6 componente, acum depinde ale sistemului dumneavoastră. Vom începe prin alegerea procesorului, acesta fiind prima componentă pe care o alegem de obicei când facem un calculator de gaming. În continuare voi enumera câteva procesoare din punct de vedere calitate-preț, decizia rămânându-vă desigur dumneavoastră, dacă îl veți cumpăra sau nu, și în funcție de preferințe și buget, desigur. Începem cu Ryzen 5 2600. Deci este un procesor de generație trecută de la AMD, Ryzen. costă doar 700 de lei. În acești bani îi se oferă 6 nuclee și 12 threaduri, ceea ce face acest procesor să fie foarte bun pentru jocurile mai noi, ce necesită minim 6 nuclee pentru a fi rulat smooth și fără lag sau alte căcaturi de genul. Dar acum dacă aveți internet de căcat, no, just joking. Din cauza care hyperthreading, adică 12 threaduri, adică mutin 6 cu 2 mesage, adică cu 2 mai mult decât threaduri, wow! Este un procesor nemaipomenit pentru editare video și grafică, adică videoclipul când fac eu pe YouTube, mă înțelegi? Are un raport calitate-preț mult mai bun decât fratele său mai mare, Ryzen 5 2600X, singura diferență fiind frecvența și un cooler puțin mai bun inclus în cutie. Poate fi overclockat însă, cu coolerul stock din cutie, putând cu ușurință să atingem performanța celui 2600X, care este cu 400 de lei mai scump, băieți. Mai bine ții 3600. Dar trecând peste asta, față de Intel, cei de la AMD măcar au cooler în cutie, ceea ce ne poate salva cam 100-150 de lei dacă suntem pe buget, să strângi cu cureaua, ne bate cu cureaua, mă înțelegi. Următorul va fi i5-9400F. Acesta
este un procesor de la Intel, generația nouă, cea mai nouă până acum. Urmează generația 10, dar se speculează că undeva prin martie sau ianuarie. Este foarte bine acest procesor. Bine, Intel în general este foarte bine optimizat pentru jocuri. Are decât 6 nuclee, adică decât, este foarte ok că are 6 nuclee, doar că nu are HyperThreading. Se descurcă mult mai bine în jocuri decât Ryzen-ul de data trecută, adică 2016, că ați uitat așa, adică decât AMD-ul. Doar că în aplicație de productivitate, Photoshop, Premiere Pro, ce pula mea mai vreți, nu se descurcă așa de bine ca Ryzen 5. Alte minusuri ar fi că nu avem cooler în cutie, adică Intel crede că suntem sărăchi și nu avem bani, deci trebuie să ne cumpărăm noi, deci da, un milion jumate s-a dus pe culă, care puteam fi băgați în placa video, dacă doriți așa. Și nu poate fi overclockat. Bine, dacă vă luați 9600K care este cu 500 de lei mai... nu recomand. Așa. 500 de lei mai scump, nu recomand nici să vă spânzurați. Ultima mea recomandare este un Ryzen 5 3600. Este în momentul de față best buy în materie de procesoare. Este un procesor de ultima generație de la AMD, Ryzen 2 băieți, Zen 2. La fel ca Ryzen-ul trecut, are tot 6 nuclee cu 12 thread-uri, dar din cauza arhitecturii noi Zen 2, pe care am mai pomenit-o, și a core clock-ului, care nu se ajunge la fel de ușor prin overclockare, mult mai mare decât la Ryzen 5 2006 sau 2006X. În mare parte ca la Ryzen 5 2006X, 2600, 2600 SM și singurul sunt aceleași puncte foarte, doar că singurul inconvenient, să zicem așa, este prețul cu 400 de lei mai mare, da, care se mută undeva între 1000 și 1200. Dacă ai bugetul necesar, acesta este un procesor nemaipomenit preț-calitate, deoarece se descurcă foarte bine în aplicație de productivitate, dar aproape la fel de bine sau chiar mai bine ca Intel, nu neapărat modelul trecut, dar ca Intel în gaming. Bun, după ce am ales un procesor după pofta inimii și mărimea portofelului, vom trece frumos să alegem o placă video PS. Pentru voi trebuie să alegeți o dată, pentru că trebuie să alegeți RAM, sursă, placă de bază, să aveți și grijă, cred că să fie compatibile o carcasă, un SSD, un hard disk. Cu n-amea puteți să vă las până și eu cine papă, doar că nu, lăsați așa. În ultimul timp AMD a intrat tare în piața la plăcilor video, cu plăci foarte calitative și performante, ceea ce a stănit Nvidia să lanseze plăci video mai o dată pe lună, foarte inconvenabil. Însă nu vă lăsați păcăliți de scamatoria celor de la Nvidia, dacă e mai nou, nu înseamnă că e mai bun. Vom începe frumos prin eterna șiruire de nume și specificații cu GTX 1660 sau 1660, că mi se îmbârlică limba în gură, super. Această placă video este bazată pe arhitectura Turing, zici că sunt perecame la teleshopping, ceea ce înseamnă că va oferi o performanță foarte bună pentru gaming, dacă nu știți, această arhitectură este extraordinar de bine optimizată pentru așa. La un preț cu 300 de lei mai ieftin, adică 1660 Ti, respectiv 1200 și 1500 lei, primim aproximativ aceeași performanță remarcabilă în gamingul în Full HD și una decentă pentru 2K dacă umblăm pe la setări ala, mă înțelegi? Modelul despre care am vorbit 1660 Superul este un model la MSI Ventus, dacă vreți să căutați și voi 1200 lei, nu o să vă numele site pe care îl găsiți oriunde pe la prețul ăsta. Continuăm cu RX 5700, dacă nu v-ați prins e placa AMD, no way. La prețul de 1700 lei, această placă video oferă performanță între 2060 și 2060 Super, fiind mult mai ieftină decât acestea. 1800 de lei costă în 2060 și îi dau pe fără de tot, deci, cum zic. Această placă video este bazată pe arhitectura celor de AMD, noua arhitectură celor de AMD, Navi, ce este foarte bine utilizată pentru cele mai noi jocuri, adică mă refer aici la jocuri pe DX12 și pe Vulkan API, dacă știți, în cazul astea.
În orice caz, când sugerez, de exemplu, Battlefield 5, aveți opțiunea să vă zici. Hai că știi și mai că DirectX 12, Ray Tracing, DirectX 11, Prime. Nu ce-ați joci, dar sunt la puțin ca un vensator. Această placă are performanță excelentă în Full HD, pe detalii maxime, le ținem aici, și aproape foarte bună în 2K, tot așa, pe detalii maxime. Adică mă refer un 60-70 de frame-uri scoți în 2K cu detalii maxime, doar că dacă avem puțin grijă de la setări și dăm una mai mică, un cea mai taxant, trebuie să scoate o performanță super bună. Ultima placă din mini topul de astăzi este RX 5700 XT. La prețul de 2000 de lei, le fie cu 300 de lei ca placa trecută, avem o performanță între 2070 și 2070 Super. Ultima din urmă, adică 2070 Super, pentru mai greu de exprimat, este mult mai scumpă, fiind undeva pe la 6 de euro, adică pe la 3000 de lei, iar 2070-ul pe la 2000, care este relativ la fel ca ea. La fel ca fratele lui mai mic, adică 5700, este bazat pe arhitectura Navi, doar că are o performanță excelentă în Full HD, la fel ca fratele lui mai mic, și în jocuri 2K o experiență mult mai bună, experiența fiind una neîntreruptă. Pentru finalul acestei concluzii, doamne, ferește, o să pun asta în video ăsta, zic, știți? Pentru finalul acestui video, întrebarea din titlu vă rămâne, după ce am prezentat eu aici, vă rămâne vouă să vă ziceți dacă se merită sau nu, dacă vă construiți sau nu, adică avem o groasă de variabilitate în ceea ce constă PC-ul, performanța, banii, ceea ce decizia voastră, buzunarul vostru, mărinii mia, dacă aveți consolă, dacă așteptați PS5, este decizia voastră, mă înțelegeți, nu vă oblig eu, nu vă obligă nimeni. Doar că trebuie să avem grijă în caz că vrem, trebuie să ne documentăm foarte bine. Nu sunt eu cine știe ce canal de tech, dar am încercat, adică știu și eu cu ce se mănâncă minunea asta, am încercat să vă prezint cât mai elaborat, doar că să nu vă plictisesc, cu ce se mănâncă PC gaming-ul și componentele. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, să dați și prietenii vă, știi că poate vor să-și facă. Până la data viitoare, eu am fost Ajir. Papá.